Consumatorii din Ungheni sunt extrem de revoltați că prețurile la produsele agroalimentare de primă necesitate au saltat simțitor, deși salariile și pensiile au rămas aceleași. Anul ăsta au crescut prețurile. Și la ce anume, la ce produs? Producția care mai tare trebuie omului. Și la un curechi, și la o șapă, și la o pâine. Pâinea nu chiar prin stat locul, dar o luăm și ne pare că e mai mare. Lactatele de obicei văd că sunt aceleași prețuri, lactatele, carnea tot așa, ouăle s-au scumpit. Nu le cumpăr scumpe. Cel mai mult s-a scumpit hrișca, produsul utilizat în alimentație de marea majoritate a populației din oraș și mai cu seamă de către cei care suferă de diabet zaharat. Prețul hrișcă a crescut cu tocmai 70%, zahărul s-a scumpit cu 60%, uleiul vegetal și pâinea s-a scumpit cu 16% și respectiv cu 3,5%. S-a ridicat prețurile considerabil, dacă sunăm în mediu la 25%, asta e puțin spus, fiindcă sunt poziții de mărfuri la care prețurile s-au ridicat și la 50%. Știți foarte bine cum a fost, ce s-a întâmplat și cu zahărul, ce s-a întâmplat și cu hrișca la 27 de lei și multe alte mărfuri. În categoria produselor de lux pretinde să intre și usturoiul, care deși este cultivat în Moldova, a ajuns să coste până la 60 de lei kilogramul sau cât 5 kg de banane.